Discuția aprinse astăzi în ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinț, deși 8 proiecte s-au aflat pe ordinea de zi, 2 dintre ele au încins spiritele în săptămâna luminată, mai mult s-a lăsat cu injurii și promisiuni cu plângeri la parchet. Primul conflict a apărut în urma unei cereri depuse de Primăria Gârla Mare, care cere banii Consiliului Județean pentru așa zise investiții. De fapt, sunt amenajări de trotuar și stații de așteptare pentru călători. Local Gârla Mare, care ne-a făcut adresa respectivă, este un topor 64.016 de la obiectivul de investiții amenajare trotuare, la dispensar, bloc, reabilitare și stație de așteptare. Mai exact, ideea este următoarea. Menționăm că sumele pentru cele trei obiective sunt necesare pentru achitarea unor lucruri restante. Întrebarea mea este următoarea. În momentul în care se apucă să facă unele lucruri, oamenii ăștia nu au bani ca să facă lucrurile, pentru că așa, dacă stăm să ne gândim, toate primăriile vor putea să înceapă să facă unele lucruri și apoi să spună că nu au bani și să le plătim banii. Până la urmă este și de datoria noastră de a veni și în completare cu fonduri atunci când fondurile de la bugetul local sunt insuficiente, cum este cazul în speța de față. Lucrările din ce cunosc eu au fost făcute din bugetul local și urmează să le luăm, sunt banii pe care noi le-am alocat. I-am alocat la începutul anului din cota de 20%. Pe bun, și nici 2 luni jumate ei nu și-au dat seama că atât a trecut de când s-au alocat banii, 2 luni jumate, 3. Este de notorietate că situații din astea sunt frecvente. Bun. Dispensarul este folosit? Nu. Când este folosit, vreau să spun că au făcut aceste lucruri. Am vorbit cu domnul primar și a spus că oamenii care au făcut licitația și au făcut de țară aveau banii, mă rog, se bazau pe evenimente proprii. Mai că nu au încasat, dar așa nu facem și noi. Ne bazăm, nu sunt ca să nu au încasat. Au prevăzut și au dat ca au rămas. Bun, dar dispensarul în momentul de față este funcțional? Bun. Blocul din centru, bănuiesc că e locuit, nu? Bun. A cui este blocul? În proprietatea cui este? Vor să depună un proiect european, vor să facă o anvelopare? Construcție stației așteptare. 1.024.000 de lei noi, da? Bun. Noi cam scumpă stația asta de așteptare. Deci, pun și eu niște întrebări și vreau ca să fiu lămurit. Nu am nimic cu dumneavoastră sau cu cineva din sala asta, dar am crezut, am căzut cu toții la un acord de principiu, un fel de gentleman's agreement, care, în mare, prevedea felul următor. Și aici că cu toții am crezut de acord, dar, domnule, dacă tot dăm bani pentru niște obiective, vrem și noi să știm ce se întâmplă cu obiectivele respective, în ce bază se cer banii respectivi, pentru că cine dă banul, trebuie să știe ce se face cu banul lui. Că dacă ar fi fost banul comunei, atunci ar fi fost banul comunei. Întrebarea mea era simplă. Reabilitare dispensar. Dispensarul actual. Înțeleg că există un dispensar. Da. Dacă nu este funcțional. Dacă nu este funcțional. Imaginați-vă că dacă nu putem să plătim sumele astea, nu se poate face în excepție. Nefăcându-se în excepție, nu poate deveni funcțional. Bun, ok. Deci problema este în felul următor. Prostul management al administrației publice locale. Adamează niște lucrări, pe niște bani inexistenți și apoi vin și să spună, domnule, dați-ne bani pentru că nu ne-am bazat de fapt niște bani, care bani nu i-am avut. Nu știu, eu cel puțin nu sunt de acord cu aceste bugete. Nu știu dacă putem să discutăm despre un management prostul în condițiile care se dorește reabilitarea unui dispensar. Domnule președinte, iertați-mă că vă spun că acum deja intrăm în polemică. Ar fi foarte bine să-și facă și autostradă suspendată la Gârla Mare. Ca să ne înțelegem. Managementul plus este în felul următor. Eu fac o licitație pentru că mă bazez pe niște bani pe care de fapt nu-i am. Nu întreprind toate măsurile pentru a putea pune mâna pe acești bani. Taxe și impozite locale și tot felul de alte surse de venit pentru o primărie. Și apoi există tot timpul backup-ul Consiliului Județean Mehedinț. Și din câte ne uităm, acestea sunt niște investiții care nu atrag după ele investiții. Pentru că, dacă mă uit un pic mai bine peste... Deci, noi vorbim investiții, amenajare trotuare. Păi, eu știu că teoretic, și acum dacă ar fi cineva de la economic, chiar aș vrea ca să îmi explice cum stă treaba cu acest capitol investiții. Eu știu că atunci când ai făcut o investiție, trebuie investiția respectivă să se amortizeze. A, amenajare trotuare, reabilitări, da, e ok, dar sună bine investiții și atunci băgăm investiții.
Păi bun, dacă mutăm banii de la investiții la următoarele obiective, unde nu ne este specificat capitolul, da? Tot investiții este și aceasta reabilitare dispensară? În momentul în care noi dăm această hotărâre și fac modificările în buget și rămas să fiu capitole care le au și nu ne aduc nouă ce capitole nu modifică ei. Eu am înțeles. Întrebarea e următoarea. Când reabilitezi un ceva, se numește că ai făcut o investiție, deci reabilitarea se numește că ai făcut o investiție, bun. Și atunci investiția de ce este prevăzut, spre exemplu, în toate legile economice, alea facultate în coace, că investiția trebuie să fie amortizată. Și la Dumbrava au început reabilitările de drumuri pietruite care țin până la prima ploaie. Nu de alta, dar așa cum au sesizat și o parte dintre consilieri, ne apropiem de alegeri. Toți suntem la rectificări și discutăm despre asta la Dumbrava. Se vrea. Aici chiar cred că e post management. Nu știu la Birma dacă e, dar aici sigur e. Vrea să ia banii și să ducă la, pentru drumul Hrigiu-Breznița, care acolo, dacă știți, că sunt convinsă că știți, este un drum pietruit. Adică nu e asfalt. Da. Și se strică fiecare an, că plouă, ninge. Asta, așa se întâmplă. Deci, spre acești bani nu se ducă drumul DC81 Hrigiu-Breznița. Se iau de la PTSF și consultanță pentru acel drum, pentru reparații drumului până la Dumbrava. Pentru reparații curente drumului, atunci unde se duc? Da, aveți dreptate. În toată comuna. Pentru că obligația fiecărui consiliu local este să-și asigure întreținerea drumului. Am înțeles. Acum să înțeleg așa. Trebuia să se facă un SF pentru drumul Hrigiu-Breznița, care e de voie să se repare drumul. Cunosc zona foarte bine, cunoașteți și dumneavoastră. Pentru că nu reușim să facem un drum care este absolut necesar și îl ducem pentru toate, adică punem niște piatră că vin alegerile și ne prefacem, domn președinte, știți că am dreptate, și ne prefacem că începem să facem ceva. Doamna, începem sezonul, noi reținem drumul județene și comunale. Vă rog, domnul Picioru. Nu ne-ați răspuns la întrebare, ne prefacem că facem ceva? Ne răspunde colegul Picioruș. Păi colegul Picioruș de obicei nu știe despre ce e vorba. Haideți să nu trebuie să reșim în colegi, da? Și tot la capitolul reabilitare și modernizare drumul județene, spiritele s-au încins în momentul în care a fost cerută transparență totală în ceea ce privește licitațiile și contractele atribuite de Consiliul Județean încă din 2013. Observ că nu-i domnul Mazilu aici și îmi pare rău că nu este, pentru că l-aș întreba pe dumnealui. Păi da, cu drumurile, că erau atât cunoscători. Acum are alte drumuri de făcut. Întrebarea mea este următoarea. Am înțeles că au început acum, da, a început sezonul reabilitărilor, întreținerilor drumurilor județene, da? O să înceapă. O să înceapă. Păi de asta vă întrebam, că o să înceapă și am înțeles că deja a început hermetismul ăsta să se lucreze pentru atribuirea de contracte. Ne puteți spune ceva? Noi nu facem aici scene. Deci, din anul 2013 și în anul 2014, am solicitat conducerii Consiliului Județean și a fost ei conduce și actuali conduce informații cu privire la bani, contracte și tot felul de șmecheri de genul ăsta care au fost pe aici. Am primit, domnul Medeaschi, am primit de la dumneavoastră o înștiințare, o depeșă, cum vreți să-i spuneți? Cum că este un volum foarte mare și că trebuie să vă înțeleg, este multe lucruri. Și că mi le veți pune la dispoziție. Adică dumneavoastră ați respectat legea. Dar mai departe, sunt convins să nu stau la dumneavoastră contractele respective. Am cerut și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Am venit cu ele, domnule președinte, chiar și într-o ședință de Consiliul Județean unde le-am arătat. Cu tot cu număr de înregistrare și cu răspunsul primit la secretarul județului, de la domnul Medeaschi. Deci nu spuneți că eu n-am cerut și că dacă ceream cumva mai informații. Pentru că din 2013 și 2014 eu tot cer. Și dacă tot vorbim despre aceste lucruri cu cerutul, cu informarea, cu transparența publică decizională și cu tot ceea ce înseamnă grijă asta pentru fondurile transparentizate, da? Au fost unul de nenumărate solicitări. Ați răspuns la aceste solicitări? Deci, că nu vreau acum să încep ce solicitări au fost făcute, că n-aș vrea totuși să politizez această discuție. Dar dacă nu îți dau un răspuns corect și cinstit, aveți cuvântul meu de onoare că încep eu acum, cu toate solicitările care au fost făcute, să le dezbatem pe toate în parte.
deci discutăm strict cu privire la acest proiect de hotărâre. Nu strict la acest proiect de hotărâre, pentru că acum mi-a spus că dacă... Nu, la nivel se planifica și plecați cu ăsta pe obicei. Deci, până acum, îmi spunea să dacă întrebam, îmi răspundeați. Păi v-am făcut și scris. Ați întrebat și vă răspund. Contractele subsecvente pentru întreținerea drumului județean pentru 2016 au fost încheiate recent. Și când aveați de gând să ne informați și pe noi? Asta era întrebarea. V-am informat acum. Da? Și acum să fiu mulțumit. Aveam de gând să vă informez la sfârșitul ședinței, la diverse, pentru a nu amesteca lucrurile. Bine, la fapt. Îmi dați cuvântul dumneavoastră că la diverse nu vă ridicați și plecați ca să mai rămâni niște lucruri. Nu, la mine la